caldă, o spunea în... O sfărma. Dar o făcea așa, o făcea așa, a sfărmată. Ruptă. Ca să poată să absorbă mult de răzina. Da, da. Așa și mai dădea așa cu o lingură, cu... un întorcești pe partea cealaltă ca să absorbă toate grăsimea. Grăsimea să se... Așa. Cum să se cuprinde bine da, mare. Da, da. Ei, care era o leacă mai înstărit, mai aveau și câte o oaie pe acasă, câte o lei de brânză. Puneam niște brânză de oi în ea. Mai presăra așa pe deasupra și era, era o papară. Da. Așa se chema. Și cum se chema? Balaniș Balmoș. Fără brânză era balaniș. Dacă puneam și brânză? Dacă puneam brânză, era papară.